În afară de golul marcat, jucătorii antrenați de Adrian Falub au mai ratat câteva ocazii importante. Goga și Sechei au fost aproape de gol, însă la pauză jucătorii au intrat la cabine cu 0-0. Repriza a doua a însemnat aceleași atacuri ale ASEA cu încercări de contraatac ale rapidiștilor. Gorobsov șutează în bară pentru ca Goga să nu rateze ținta după o centrare perfectă. Victorie muncită, grea, am suferit un pic pentru ea, nu neapărat că ca joc, am suferit pentru că ne-am creat destule situații, destule ocazii de gol și n-am reușit să marcăm. Până la urmă, cred că o victorie meritată, am făcut o primă repriză bună, am reușit să-i ținem foarte bine în pressing, nu i-am lăsat să construiască deloc, au ieșit doar cu mingi lungi. Pe urmă, a doua repriză, jocul s-a mai echilibrat puțin, dar cred că am reușit să înscriem pe final și cred că victoria noastră nu poate fi pusă la îndoială. Ne-am pierdut concentrarea pe final și totodată am pierdut acest meci. Am întâlnit, după părerea mea, cea mai experimentată echipă din Liga 1, cu jucători care de-a lungul carierei au evoluat la echipe de top și pentru noi în seara asta a fost, să zic așa, un meci foarte greu. Pentru ASEA Târgu Mureș au evoluat Viciu, Feusi, Constantin Bejan, Șep și Gorobsov, Îndoie schimbat cu Zicu, Hora, Bruno Martin schimbat cu Amauri, Sechei schimbat cu Accente și Goga. Marți 23 septembrie de la ora 18:30 pe stadionul Transil, ASEA Târgu Mureș va întâlni pe Concordia Chiajna în 16-mile cupe României. În etapa 9 a Ligii 1, ASEA va evolua în deplasare la Craiova, duminică 28 septembrie, ora 16:00.